Salutări și bun venit la acest episod de Hai ce știi. Este din nou un episod special, de data aceasta cu ce au în comun Antena Group, Antena TV Group și EMAG. Nu se leagă știrile și totul a început, ca să vă prezint, totul a început cu această știre, că Antena TV Group a lansat o nouă aplicație de food delivery chiar săptămâna aceasta, la început de aprilie 2021. Și vedem că este a treia platformă după la jumate, a patra, pardon, la jumate Homes și Cars, care se lansează de Antena TV Group, care este la bază o grup de media tradițională și de acesta zic că nu se leagă știrile care să vă le păzim, cel puțin în prima fază. A doua știre, vedem că EMAG anunță trecerea permanentă la munca hibridă, 1,5 milioane de euro pentru reamenajarea biroului. Ce înseamnă munca hibridă? Înseamnă că o parte dintre angajați lucrează de acasă într-o săptămână, o parte lucrează de la birou, o parte în cealaltă săptămână lucrează de acasă, cei care au lucrat în săptămâna trecută, de exemplu, de la birou lucrează de acasă, săptămâna nouă și cei care au lucrat de acasă lucrează la birou. Și a treia știre, sunt patru știri săptămâna aceasta, EMAG publică un studiu că angajații sunt mai productivi când nu merg la birou. Dar, este mai mult și asta după propria experiență, este mai mult pierzi contactul cu colegii tăi, ca să zic așa. Și a patra știre, după care trecem la la dezvoltarea subiectului ce au în comun, vedem că după mai bine de 10 ani în poziție, Iulian Stanciu renunță la poziția de CEO. Tudor Manea va fi nou CEO de acum înainte al gigantului EMAG. Și ca să o comentez pe scurt această știre, este exact ce a făcut Allegro și Sezam din Polonia și Cehia când au trecut la nivelul următor și într-adevăr ținteau o structură profesionistă de management în portofoliul lor, în activitatea lor, și au decis ca fondatorul să facă un pas în spate, să zic așa. Fondatorul, unul dintre fondatori, de fapt Iunea Stanciu este acționar, nu este fondator, Radu Apostolescu a fost unul dintre cei trei fondatori, să zic așa, și grupul a fost preluat undeva prin 2006 de către Iulian Stanciu și Asesoft, partenerul Asesoft de pe vremea respectivă, Sebastian Ghiță. Iulian Stanciu anunță din nou sa poziție de președinte, investiții de 3,2 miliarde de lei în următorii 3 ani în achiziții de spații logistice și amenajarea lor. Și într-adevăr vedem că au obținut peste 8 miliarde de lei în 2020, sau cel puțin estimează, din care 60% pe piața locală. Am livrat 45 de milioane de produse, volumul crescând cu 10% față de 2019, anunță Tudor Manea și Ilan Stanciu. Dar este și un sfârșit de epocă care anunță că
urmează noi, să zic așa, nu neapărat structuri management, dar noi decizii care le va lua Tudor Manea pentru EMAG. Chiar dacă, și acum să revenim, EMAG este o scurtă istorie. EMAG a fost, a intrat pe, să zic, unda achizițiilor Naspers în 2008-2009, când era și Mercadorul pe var, Mercadorul tocmai. Nu se leagă știrile acestea, dar se vor lega până la sfârșit. Vedem că în 2012 Naspers-ul a cumpărat EMAG-ul și vedem că din 2013 încoace Naspers-ul a defalcat afacerile lor OLX și EMAG în două companii diferite, introducând și într-adevăr în 2014-2015 OLX-ul. 2013-2014 OLX-ul. Tot atunci, Antena 1, ca să vedem un pic și Antena 1 și Antena TV Group în această poveste, lansează la jumate.ro în 2015. PC Garage este preluat anul următor de către EMAG, sub o altă firmă care să nu se prindă consiliul concurenței că într-adevăr are 60% din piață. Iar celălalt jucător lansează după modelul vedem în 2017-2018, după modelul EMAG, Marketplace-ul, care într-adevăr devine nou standard și pentru EMAG, nou fanion de afaceri, și vedem că și Altex se ia după acesta, după EMAG și după ceilalți jucători. Antena TV Group, vedem că în 2016 lansează Homes, care într-adevăr pentru o firmă care deține 7 televiziuni, să zic Antena 1, Antena 3, Antena, chiar dacă nu mă uit la Antena 3, dar fiecare face ce dorește. Antena Stars, Antena Happy TV și Zoo TV și alte trei radiouri, Zoo, Radio România Romantic și încă câteva investiții de jurnalism, deci 7 piloni de media clasică, nu neapărat de televiziune. În acest timp, EMAG lansează fuziunea cu Extrem Digital din Ungaria și se extinde internațional. Și aici este prima diferență. 100% din investițiile Antena Intact, Antena Group, cum vreți să spuneți, sunt realizate în România. 100% din venituri. Pe când EMAG este o forță și în Bulgaria și în Ungaria. Urmează Fashion Days să fie în pole position pe lângă EMAG și după 4 ani după ce a fost preluată în 2015, vedem că sunt primele semne de viață la brandul Fashion Days. Dar această, să zic, afacere continuă cu preluarea prima dată a Sunday, care se ocupă de mai nou de easy box-urile, cutiile respective unde se poate livra un anumit produs pentru 13,5 milioane și preia și Eu Ce Mănânc. Și aici este prima parte ce au în comun.
cele două. Fiecare dintre ele au încercat să realizeze o strategie pe partea de lansări sau pe partea de achiziții. EMAG s-a dus cu achiziții, Antena s-a dus cu partea de lansare și construcție Greenfield. Și vedem că pe site-ul EMAG nu este specificat nicăieri cele trei achiziții care la prima fază, Same Day, Eu Ce Mănânc și Fashion Days, care la prima fază nu se legau între ele, dar vedem că au showroom-urile prin care pot să fac reclame pentru celelalte și platformele pentru a face reclame pentru celelalte produse din grupul EMAG. Grupul EMAG care este deținut de Prosus din Olanda. Și tot pe aici avem pagina inițială de la EMAG care nu aduce nici o vorbă despre partea de grup. Pe când la partea de Intact avem grupul mama, Antena Group, avem diviziile prezentate într-o ordine corporatistă, să zic așa, în care vedem că televiziunile sunt în prima fază din acest grup, după care continuă cu radio, continuă cu online, deci online este pe poziția 3, pe când la EMAG este pe poziția 1. Și deja se leagă și cu știrea de lucru de acasă, deja se leagă. Fiind o companie EMAG de comerț, multă lume preferă să fie remote, conectată la serverele companiei. La jumate și Antena Play sunt câteva dintre business-urile de online. Pe poziția 4 este presa scrisă, care este veche și Academia de Training. Nu simpatizez Intact, mai bine sunt cu o companie tânără precum EMAG, dar site-urile care s-au lansat săptămâna aceasta, ca să revenim la prima știre, sunt în continuă creștere. Vedem și It's și Taz. Taz care este fostul Eu Ce Mănânc, care a fost preluat, am spus mai devreme, cu 1 milion de euro de la firma din Timișoara. A preluat firma din Timișoara, este o firmă de web design aceea care a fost preluată. Iar ce au în comun sunt fix exact aceste două platforme și din cauza aceasta v-am prezentat partea de OLX și de La Jumate pentru a vedea că, deși nu se leagă aceste afaceri, în cazul Antena, media tradițională cu online, și în cazul EMAG, comerțul online cu livrarea de mâncare și cu curierul rapid și cu Fashion Days și cu toate business-urile, ele se leagă, se duc în lanț promovările de la aceste branduri, aceste companii, una câte una. Ce nu are It este puterea care o are EMAG pentru a fi în pole position. V-am spus și de partea de extindere internațională și așa mai departe. Dar Taz beneficiază de, chiar dacă sunt ambele micuțe, spre deosebire de Foodpanda și de Takeaway, beneficiază de sprijinul brandurilor consacrate, Antena și EMAG.
Acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Dacă nu, un